Bună ziua, oameni buni, eu sunt Sicario și bine v-am găsit la un nou tutorial. În acest episod vă voi arăta cum să înlocuiți HUD-ul din GTA San Andreas sau mai pe înțelesul vostru cum să înlocuiți ținta armelor. Procesul este foarte simplu. În primul rând o să aveți nevoie de un program numit TXD Workshop pe care îl găsiți și în descriere, deoarece dacă îl căutați pe Google o să vă dea TXD Workshop 4 și acea variantă este virusată, așa că eu o să abladez pe un site TXD Workshop 3 și o să vă las vouă linkul în descriere. În al doilea rând, ca să instalați ținta cea nouă, intrați în program, apăsați pe Open TXD, intrați în directorul unde aveți voi instala jocul, la Models și deschideți HUD.txt. După cum puteți vedea, sunt mai multe imagini în stânga. Ținta se numește Site M16, este a patra, și ca să o înlocuiți, apăsați pe Import. Bine, acum o să aveți nevoie și de ținte, pe care o să le găsiți într-un link în descriere. În linkul acela, pe acel site, de fapt, o să găsiți mai multe ținte și le downloadați voi pe care le vreți. Eu am două ținte pe care le folosesc eu cel mai mult și sunt foarte eficiente, vă garantez. Acestea două sunt țintele. Acum să înlocuim. Apăsați pe o imagine și Open. Bun, după ce ați făcut procesul acesta, apăsați Save TXD. Și gata. Acum o să vă las și niște secvențe din joc cu țintele ca să vedeți și voi cum sunt, poate vă faceți o părere și da, revin. Cam asta a fost și cu acest episod de tutorial. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like și de subscribe dacă sunteți noi, pentru că mă ajută foarte mult. Așadar, eu am fost Sicario și let's play together. Baftă!